Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Băi, fii atent. Noi ne-am cumpărat un tir, boșilor. Așa că... Da, nu e cine știe ce tirul ăsta, dar... Na, eu zic că e mai bine față de ăla pe care l-am avut. Adică față de dube. Sunt pe serverul FullPlayT România Roleplay, așa că astăzi o să vedeți viața de tiris, fraților. Așa că nu uita de butonul de like și subscribe dacă îți place ceea ce fac. Și hai să dăm drumul vizionare plăcută. Trebuie să mă duc să-mi iau imediat marfa. Am alimentat un pic, dar trebuie să mă duc să-mi iau marfa. Astăzi e prima zi de muncă. Prima zi. Alege un transport. Transport agabaritic. 1. Atașează remorca. Hai să vedem care e toată schema. Da. Să sperăm că merge bine, na, ce să zic. Hai că mi-a arată și remorca, e zăpadă, a pus băiețe zăpadă, guys. De, aoleu, ce mi-a dat acolo, mare avion, ești nebun la cap. Ăsta e meu sau următorul? Cred că următorul. Hai să, oh, fuck. Asta e sau... Nu. Ba, și asta. Condul la destinație. Hai să facem în felul următor. Mă duc să strâng repede prezoanele. Prezoanele, o pule. Ei, salut. Mă duc să strâng repede cheile astea de aici să fix. Adică să mă uit dacă e fixat un alta. Mamă, tu-ți dai seama ce conducem noi? Am atestatul, am de toate. Hai să ducem repede prima marfă, să vedem câți bani luăm. Și să vedem dacă se și merită jobul ăsta. Mamă. Nu știu dacă lovesc, ce se poate întâmpla, na, ce să zic. Mamă, ești nebun la cap. Cu zăpadă, cu de toate. Uitați cum se vede, băi, frații mei. Nu prea am la mare, la... O milă și ceva, păi nu e așa de mare, na, hai să vedem, cred că, oh, fuck, am crezut că nu trece. Bun, deci așa arată tirul în interior. Nu e cine știe ce, bă, din ce, na, bani mi-am permis să-mi iau și eu. Nu știu dacă mai am ceva bănuț la mine, dar nu, la gabaritic ar trebui să pun avarile, în caz de ceva. Și let's go, merge încet, dar vorba aia, știu una și bună, bro, mama, abia de urcă, what the fuck, dar normal asta pentru mine, pentru de alea, nu, dar dacă merge atunci, dar nu, la ce mă refer eu, pentru mine, jobul, dar nu, pro e posibil să mai facem încă o tură. Să vedem care e toată schema. Normal, mi-am pus avarii, mi-am pus de toate. Stai să văd. Da, e perfect, e perfect. Ok, aici trebuie să mă duc. În port. În port, tată, în port. Pe aici. Miramaș. Mamă, și tu mă pui pe mine să urc cu hătrălia asta? Asta e. Din încet încet o să facă și bănuții care trebuie. Dacă ajungem imediat. Băi, ce frumos arată. Chiar respect acestui server pentru că oferă așa de multe oportunități și foarte multe chestii de făcut. Da, trebuie să muncesc ca să ajungi undeva, dar na, ținând cont că, ok, să zicem, na, da, eu am loc pe aici sau, na. Hai, șefule, să-ți dau banii. Am înțeles. Poarta 2, ești nebun la cap. L-ați auzit cum sună, nu? Garna de la hădrălie asta. Vreau pe viitor acum, vreau să strâng repede bonus, deci până acum, deci foarte mult timp o să vedeți, poate numai episoade cu acest gen de tir. Până o să ne putem strânge și noi bănuții, să fie bine, să nu fie rău și aici trebuie să o las.
Ai fost plătit cu 462 level 1. Ok, și pe unde văd eu level? Un exemplu. Ce bun. Nu e tare mulți bani, nu sunt tare mulți bani, dar na, hai să vedem ce zic. Aptitudini, laborator de droguri, am înțeles, experiență, muncă, putere, level 3, muncă, experiență, o putere, da, trebuie să le o pot să de mai multe ori. Hai că mai luăm încă una, așa că, da, acest episod o să fie un pic mai lung, probabil, dar na, vedem. 463 ar fi, dar na, pe o milă și ceva, adică până la urmă eu zic că e perfect. Bă, da, frumos, frumos, îmi place, uitați-vă cum se vede zăpada, bă, îmi place foarte mult. E posibil ca pe vineri, episodul ăsta să-l vedeți pe miercuri, cam așa, dacă nu mă hotărăști și o să pun mai repede. Și e posibil pe joi, joi, vineri, cam pe acolo, să vedeți o mare surpriză. M-am dus pe unde nu trebuie, da. Să vedeți o mare surpriză, după cum am zis, la 3000 de subscriberi, dăm un giveaway în jur de 60 de euro. Orice joc doriți voi, mai spun pe GPS că nu mai știu pe unde. Deci pe aici, pe aici. Ce dorești tu? Adică un joc multiplayer în preț de până în 60 de euro. Acesta va fi giveaway-ul. Și să nu uitați de Neba, www.neba.com, dacă folosești codul la Happy Coz, ai o reducere, am depinde de joc, nu pot să zic că te reducerea aia, până în 3%, cred că așa ar fi. Și faza care? Mamă. Pe lângă chestia asta mai există încă, ce vreau să zic eu, 10 zile sau cam așa de 1 euro, adică vă dă omul meu pe Neba, vă dă de toate. Deci, na, ce zic, vă dă 1 euro, un cod de reducere, de ce să nu-l folosești? Hai să închide repede mașina cu ușa deschisă, cred că o să, brrr, ești nebun. Hai să mai iau încă una. Asta de la level 2. Dar ce, stai un pic. A, păi numai de asta trebuie să iau, mă. Stai un pic, că nu mai înțeleg nimic. Deci eu cred că am luat ceva. Bun, deschide-te. Da, am luat ceva. Bun. Pune-te pe avarii. Mergem încetuc, 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 să nu-i dăm careva. Da, nu e cel mai spectaculos tir, dar din câte am înțeles, la ultima tură. Aoleu, iaht! Care ți-a uitat iahtul, bă, pe căldură pe aici? Ești nebun? Oare tot acolo în port trebuie să-l duc? Aha, să vedem. Mamă. Hai să mergem încetuc. Așa că, na, episodul ăsta o să fie un pic mai lung, ținând cont că numai despre asta facem. Așa că, nu știu, e posibil ca seria de For Honor să se termine încet. Și atunci, ce vreau să zic, cum v-am zis în cine episoadele de For Honor, să-mi scrieți în comentarii. Mamă, ce bună n-am avut acolo. Să-mi scrieți în comentarii ce, ăsta, ce serii vreți să vedeți mai mult pe canal. Am să selectez mai multe comentarii și atunci o să, sper că nu vrei să te bagi tu lângă tir, că până la urmă, da. Și o să selectez din acel comentariu și atunci o să ne jucăm jocul acela pe care îl doriți voi. Bă, frate, dar urcă greu și nimul la cap. Am atestat de agabaritic, cred. Da, asta trebuie testat, transport agabaritic. Dar mai am încă un acolo pentru a testa pentru mărfuri, aia ar fi, cred că pentru lemne sau de asta. Dacă știți cumva și chestia asta, vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii la acest episod
Dacă ați ajuns la minutul la care suntem, apropo, dacă ați ajuns la minutul la care suntem noi, să revenind imediat la ceea ce vrem să vorbim, să scrieți un... ce să vă dau eu să scrieți în comentarii? Love happy. Hai că facem și pe asta. Dacă ajungeți până la minutul 10 și 53 să vă opriți acum, puneți stop și scrieți în comentarii Love Happy. Hashtag Love Happy. Hai să vedem cât de mare e comunitatea noastră al Happy și să vedem cât respect trebuie să aibă acel om în care lucrează, face tot timpul un content când mai mai altcumva față de alții, cum am și zis. Nu mă văd, nu vreau să vorbesc de alții, Doamne ferește, și ei sunt, da, și ei lucrează pe cont pe altceva. Mulțumesc, salut! Hai că mai facem și pe asta și atunci ce vreau să zic eu. Aici trebuie să mă duc în altă locație. Pe aici, mamă, ce era pe aici să mă duc? Ești nebun la cap? Cel mai bine, frumos, foarte frumos, îmi place, nu știu, iubesc jobul ăsta, frate. Bani puțin, dar știi că la un moment dat o să ajungi undeva în care spui, da, frate, sunt meritat. Și așa o vorba aia, adică ce ai de pierdut până la urmă. Ce bulan am eu. Apasă H pentru a deblocare morca. Bun. 457 de dolari. Deci 800 și ceva am făcut pe până aici adus. Deci nu, să nu-l duc în altă parte. No, vedem. Eu zic că e chiar ceea ce trebuie și atunci na, ce să mai zic? Nu am ce să mai zic, băieții. Eu v-am lăsat, o zi frumoasă, aveți în continuare restul de cu Nea Gigel aici, tirul nostru. Și dacă v-am pupat, o zi frumoasă aveți în continuare. Ceau, ceau! Bum!